Pandemia vine cu un nou semnal de alarmă. Institutul Național de Sănătate Publică transmite că în acest moment există evidențe de transmitere comunitară susținută a variantei Delta a SARS-CoV-2 în municipiul Pitești și câteva comune învecinate. Specialiștii transmit că varianta Delta este cu 40-60% mai transmisibilă și poate fi asociată cu risc mai mare de spitalizare. Nu sunt motive de îngrijorare foarte mari, sunt pacienți, sunt persoane care au trecut prin această tulpină și au supraviețuit, adică nu au avut forme nici grave. Sunt într-adevăr două persoane decedate care aveau și alte patologii, un bărbat de 76 de ani și o femeie de 72 de ani. Amenințarea adusă de varianta Delta a SARS-CoV-2 are ecouri în rândul piteștenilor. Unii sunt speriați, alții nepăsători, alții sunt descumpăniți și nu știu ce să mai creadă. Am făcut vaccinul și ar trebui să nu ne temem, da? Cine știe ce se poate întâmpla? Mă tem, dar în același timp îmi dau seama că trebuie să urmez toate măsurile de protecție, de mască, contact și toate recomandările care le fac specialiștii, dacă sunt respectate, bănuiesc așa cum au trecut valurile celelalte, vom scăpa și de valul ăsta. Vă temeți? Da. Ne temem de asta și purtăm masca de În acest moment, în Argeș, sunt înregistrate 17 cazuri de infectări cu varianta Delta, cele mai multe la nivel de țară. Urmează Ilfovul cu 15 cazuri.